Doar medicul Maria Andrici s-a înscris în cursa pentru desemnarea managerului Spitalului Municipal de Urgențe Roman. Depunerea candidaturilor s-a încheiat la finele săptămânii trecute, singurul dosar înscris fiind cel al actualului manager interimar, doctorul Maria Andrici, care va avea de susținut proba scrisă a concursului joi pe 14 aprilie. În acea zi, dacă va trece cu bine proba de legislație, medicul va trebui să-și prezinte și proiectul de management, după care va urma interviul. Consider că pot îndeplini această funcție deoarece cunosc în integralitate activitatea medicală a spitalului nostru. Sunt romașcană și doresc să-mi pun amprenta pe calitatea actului medical din Spitalul Roman ca un cetățean care și-are familia aici, a declarat medicul Maria Andrici.